Hristos a înviat. Deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, de unde citim din capitolul 7, primele 10 versete. Evanghelia după Luca, primele 10 versete din capitolul 7. De altfel vom predica din tot capitolul, dar sunt 50 de versete și am zis să vă cruț. Să ascultăm cu solemnitate cuvântul Scripturii. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și i-au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei. Dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia: du-te și se duce, altuia: vino și vine, și robului meu: făcutare lucru, și îl face.” Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amin. Ședeți. Probabil unul dintre cele mai frumoase versete din Noul Testament, pe care sper îl cunoaștem cu toții, este 1 Corinteni 13:13. Acum dar rămân acestea trei. Mai încerc o dată fără speranță. Acum dar rămân acestea trei. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Preobiții mei, îngăduiți-mi să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj despre aceste trei virtuți, pe care mulți le-au numit de-a lungul secolelor virtuți teologice, virtuți specific creștine, virtuți care definesc creștinismul în tot mesajul lui, așa cum ni l-au lăsat Domnul Iisus Hristos și apostolii: credința, nădejdea și dragostea. Sunt multe feluri de a vorbi despre acele trei virtuți. Există moduri foarte complicate, nu voi face eu în această dimineață. Există chiar moduri controversate de a vorbi despre ele, de exemplu, cum ar fi să te uiți cum erau acestea văzute înainte de creștinism, cuvintele deja existau, și cum sunt ele văzute în creștinism. Unii mai specialiști decât noi toți se gândesc cum le-a văzut Iisus, cum le-a văzut Pavel, dar Petru, dar Ioan. Și lucrurile devin atât de complicate încât o duminică nu ne-ar fi îndeajuns. Iar noi mai trebuie să și plecăm ca să putem să ne întoarcem. De aceea aleg pentru dimineața aceasta cu mult drag o perspectivă ușor narrativă a prezentării celor trei virtuți, adică am ales capitolul 7 din Evanghelia după Luca, care, așa cum am să vă conving, sper, aduce în cele 50 de versete ale lui toate aceste trei virtuți, în cele trei mari secțiuni ale textului. Așadar, în această ordine în care le enumeră Apostolul Pavel, le găsim și în această Evanghelie și mai ales în acest capitol 7. Începem așadar cu prima, care este credința. Probabil versetul care definește cel mai bine și concis credința este Evrei 11:1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
Și acolo unde noi avem credința este o încredere neclintită. De fapt, în original, cuvântul încredere nu există, ci este suplinit de un alt cuvânt care s-ar traduce prin ființă sau esență. Și putem zice, credința este esența lucrurilor nădăjduite, este substanța sau ființa lucrurilor nădăjduite. Iată cum credința, iubiții mei, despre care se vorbește în Vechiul Testament, dar mai ales în Noul Testament, care este legată de Dumnezeul cel Mare, o credință mică cât un grăunte de muștar, dar ancorată într-un Dumnezeu mare, poate să facă minuni, pentru că Dumnezeu e mare. Credința e mică, dar Dumnezeu e mare. În primele 10 versete avem descrierea acestei credințe. Cum deja ați observat din simpla lectură, undeva la versetul 9, uimit Domnul de credința sutașului, zice, vă spun că nici chiar în Israel, adică în Iudeia, el se afla cum în Capernaum, în Galileea neamurilor, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Iată prima virtute, o credință așa de mare. Cum este o credință așa de mare? Toți ne dorim ca de la o credință mică să evoluăm la o credință mare. Ca de la o credință instabilă, temătoare, timidă, dezorientată, să ajungem la credință stabilă, puternică. Ne plac oamenii credinței, ne place, de exemplu, să citim adesea capitolul 11 din Evrei, unde sunt eroii, spuneți-le pe nume, credinței. Credința are eroii ei, are martirii ei, are oamenii ei care ne impresionează, care ne inspiră și astăzi din Scriptură sau din istoria creștinismului. Am vrea și noi să fim ca ei. Cum este o credință mare? Nu e așa că pare o întrebare simplă și totuși atât de complicată? Nu e așa că atunci când ne gândim la credință, riscăm să ne gândim la o credință dogmatică, scrisă în manualele de doctrină creștină, sau să ne gândim la o confesiune, oricare ar fi ea? Dar înainte ca să fie dogmatică sau confesională, credința în sensul ei propriu, pistis în limba greacă, fiducia în limba latină, este nici mai mult, nici mai puțin decât încredere, încredere în Dumnezeu. Credința, iubiții mei, în definiția ei concretă și mântuitoare, este raportul de încredere, iar pentru a fi încredere trebuie să existe o diferență de nivel, de autoritate. Cel mic se încrede în cel mare, cel slab se încrede în cel tare, cel sărac se încrede în cel bogat. Credința, rețineți asta să nu vi se pară prea conceptual. Credința presupune o diferență, un raport de felul acesta. Nu poți să crezi în cineva egal cu tine, în ceva care este ca tine sau mai mic decât tine. Nu poți să crezi. De aceea cuvântul credință se potrivește cel mai bine în relația nu de la om la om, de la om la obiect, ci de fapt în relația dintre om și Dumnezeu. A spune urc în avion și cred că nu se va prăbuși este aproape o folosire incorrectă a cuvântului credință, pentru că este ca și cum te încrezi în oameni. Ori oamenii, noi știm, sunt oameni, mașinile rămân totuși mașini, da? Tehnologia rămâne totuși tehnologie, dar credința când o folosim, dacă vrem să o folosim în sens înalt, mântuitor, se potrivește numai în relația cu Dumnezeu. Întorcându-ne la sutaș, îngăduiți-mi să vă povestesc puțin textul acesta și să observăm trei ingrediente ale credinței lui. Sutașul sau centurionul era o prezență insolită, putem zice, în Palestina secolului I, adică nu era Palestina plină de sutași. Putem să-l omologăm astăzi cu un ofițer din armată. Deci, am zice un ofițer superior, sau cum să spun, nu un subofițer, ci chiar din rangul acela mai înalt, și numele lui, mai degrabă centurion ar trebui să-l traducem, vine de la centuria, care vine de la 100, mă gândesc că fiind spaniolă, e tot cam pe acolo, 100. Și centuria înseamnă 100 de soldați sub sau conduși de un centurion. Trebuie să mai știm că acest centurion nu era evreu, asta cred că deducem.
Probabil era roman sau e foarte posibil să fi fost sirian. Și aici poate ridic o sprânceană. Cum adică sirian? Existau două tipuri, ba chiar trei de provincii în Imperiul Roman. Nu vom insista să nu ne plictisim, evident, de dimineață. Dar să știți, pentru frumusețea acestei dimineci, acestui text, care merită mult respect. E bine să știți că romanii aveau cel puțin două tipuri de provincii. Provincii imperiale, așa le numeau, iar cei care conduceau aceste provincii, care erau cele mai importante, erau desemnați nominal de către Cezar, nominal de Cezar. Și existau provincii cumva administrative sau care nu erau imperiale și care se numeau de obicei senatoriale. Termenul poate fi ușor înșelător, că unii cred că senatorial e mai mult decât... Provinciile senatoriale însemna că cineva din senatul roman, prin tragere la sorți, între câțiva, se ducea să fie proconsul, să conducă o asemenea provincie. Provinciile acestea de rangul 2, senatoriale, în raport cu cele imperiale, aveau o diferență majoră și de fapt asta făcea până la urmă mare diferență, că doar în primele erau masate ceea ce numim legiuni romane, adică regimente, ar fi omologat astăzi, adică companii militare mari, extinse, care purtau războaiele Romei. Deci unde se aflau legiunile, acolo era imperial și acolo era un om desemnat direct de Cezar. Palestina niciodată n-a fost o provincie imperială, ea n-a avut un om desemnat de Cezar. N-a fost nici măcar senatorială, ci exista o a treia categorie, asta ca să ne lecuim odată, să înțelegem cum e cu Palestina în raport cu Roma. Ea era în a treia situație, foarte departe de Roma, de altfel, și era o provincie auxiliară, sau se mai numeau aceste state, state clientelare, clienții Romei. Chiar așa, clienții Romei. Erau dincolo de provincii, din punct de vedere al granițelor, dincolo de ceea ce în latină se numește limesuri, dincolo de limes, de granița Imperiului. Dar romanii aveau o foarte bună politică, foarte inteligentă, vreau să zic, și încercau ca să aibă bune legături, ba chiar să profite și de pe seama vecinilor, nu numai de pe seama celor de pe teritoriul Imperiului Roman. Și aveau o influență în Palestina, iar Pilat, Felix, Festus și alte nume pe care le găsiți în Noul Testament, toți aceștia erau subordonați Siriei și proconsulului desemnat pentru Siria. De aceea sirienii erau o prezență cu totul autoritară în spațiul Palestinei, iar acesta putea să fie fie sirian, cum vă spuneam, putea să fie fie roman. El se dovedește un suflet ales, un om destul de educat și cu o anumită mărinimie a spiritului, am putea să o numim, pentru că avea un rob care s-a îmbolnăvit pe moarte și în vremea la care existau târguri de sclavi, deci puteai să-l vinzi pe cel bolnav și să cumperi unul de care sănătos, așa cum vinzi o mașină veche, să-ți cumperi una nouă, sper. Așa putea să facă și el. Putea să-l schimbe cu un altul. Dar el, auzind despre Isus și despre puterea vindecătoare a lui Isus, n-a vrut să-l schimbe pe bani, doar putea să cumpere un altul. Ci l-a vrut pe acesta, dar din bolnav să fie cum? Sănătos. Și dacă îl vrei pe același, dacă îl vrei din bolnav, sănătos, asta înseamnă că e neapărat nevoie să se întâmple o minune. Dacă e să-l cumperi, nu trebuie o minune. E un lucru omenesc. Dar dacă vrei vindecare, dacă îl vrei pe acesta, atunci trebuie un miracol să aibă loc. Și el a auzit că cineva, pe nume Iisus, poate să săvârșească un miracol. Și nu s-a socotit vrednic, ci cum știți, nu intrăm în detalii, s-a dus prin intermediari, prin acei bătrâni, presbiuteros, bătrânii cetății, bătrânii care coordonau sinagogile din Capernaum, probabil, oamenii aceia cu influență printre evrei care mijlocesc la Iisus și Iisus se pornește pe drum într-acolo ca să vindece pe robul lui. Ei bine, în sfârșit să răspundem la întrebarea pe care am ridicat-o. Oare ce fel de credință e o credință mare, așa de mare? Privind la sutaș, în primul rând acesta, cred eu, are credință în bunătatea lui Iisus. Și crede că Iisus nu e doar mare și tare și puternic, ci este înainte de toate cum?
este bun. Și bunătatea Lui, ca să cităm din alte pasaje, zice că bunătatea Lui ține în veci. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Oricine se gândește la Dumnezeu și ar vrea să creadă în El, ba chiar începe să creadă, pleacă invariabil de la premisa că Dumnezeu e bun, pentru că răi suntem noi destul, măcar El să fie bun. Nu sunteți prea convinși, nu? Bănuiesc că de prima parte nu erați prea convinși. Nu, și noi suntem buni uneori. Ba chiar și când suntem răi, zice Evanghelia, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune. Deci nu trebuie să fii neapărat bun ca să dai daruri bune, poți să fii rău și să dai daruri bune. Da, și noi suntem buni și eu găsesc în mine uneori urme de bunătate care mă surprind și pe mine. Am zis uneori, sublineați cuvântul uneori. Vedeți? Noi suntem buni uneori, El e bun mereu. Bunătățile Lui se înnoiesc în fiecare dimineață, ale noastre, poate săptămânal, poate duminical. De asemenea, noi suntem buni cu cei care sunt cu noi, cum? Buni. Și cu aceia, nu cu toți. Și acolo operăm o selecție riguroasă. Aproape că nu se mai califică nimeni să fiu bun cu El. Zice că Domnul face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Exact ceea ce noi n-am face. De aceea buni suntem noi și când suntem buni, rare ori și limitat, ba mai mult, mi-a venit în minte și asta trebuie să vă spun, să nu rămân după aceea cu ea în minte, să o pun în altă predică, nu mai potrivește. Zice că Domnul dă cu mână de care? Largă. Și noi dăm, dar cu mână de care? Strânsă. Noi dăm și uneori când ni se pare că am dat mult, ne pare rău că dăm. Noi și când face binele, stricăm binele acela. Nu suntem în stare nici să facem binele cum trebuie. Dar îl facem cum putem. Și când suntem buni, când ești bun, dragul meu, ți-o spun cu respect, când ești bun, semeni puțin cu Dumnezeu, dar în ultimă instanță, de plin, etern, definitiv, numai Dumnezeu e bun. Și bunătatea Lui ține în veci. Și bunătatea Lui, vorba apostolului, să ne îndemne la pocăință și la întoarcere și la credință. Eu cred că omul acesta, sutașul acesta, care era un om bun, în sensul că cum să nu fie bun dacă dorea vindecarea unui sclav? Cum să nu fie bun dacă păstra relații cordiale cu bătrânii evreilor, el nefiind evreu? Cum să nu fie bun dacă le-a sponsorizat sau, nu știu, ceva de genul, le-a făcut ce? Ei spun, sinagoga. Cum să nu fie bun? Astea sunt fapte de om bun. Dar el știa că mai bun decât el e Iisus. Dacă vrei să crezi și să ai o credință mare, nu în bunătatea ta și a oamenilor din jurul tău să-ți pui nădejdea, ci în marea bunătate a lui Dumnezeu. Credința înseamnă să-L vezi ca fiind bun și El chiar este bun, mult mai bun decât credem noi, decât am vrea noi să fie, slavă Lui. În al doilea rând, al doilea element, sutașul se încrede nu doar în bunătatea lui Iisus, se încrede în puterea lui Iisus. El crede că Domnul e bun, dar nu numai e bun, ci și are putere, ba chiar este atotputernic sau omnipotent, adică poate totul. Vedeți, noi uneori suntem buni, dar neputincioși. În fața unui bolnav terminal, nu e așa că suntem buni, doar suntem acolo, doar îi ducem apă, mâncare. I-am aduce totul, de la capătul pământului, dacă am ști că l-ar face, cum? Bine. Am dat uneori de la noi, din organele noastre, din resursele noastre, punem la bătaie tot ce este al nostru, dar ne găsim uneori cu mâinile goale, neputincioși în situația bolii, pentru că dacă o boală nu o vindecă Dumnezeu, ea e mai tare decât sănătatea, v-ați prins. Și moartea e mai tare decât viața, v-ați prins, cred. Dumneavoastră nu aici, aici sunteți numai cei tineri. Pe părinți și pe bunici ne-ați lăsat nouă, dar nouă ne place asta. Nouă ne place asta. Probabil dumneavoastră asta cu moartea nu se potrivește. Sigur că va veni o vreme când va fi de actualitate și aici. Dar acum, ceva strâng.
Dar toate acestea, spre care privim cu o îngrijorare, ba chiar cu groază, sunt mult mai puternice decât noi. Suntem mult mai fragili fizic, emoțional, psihic, decât credem că suntem. Suntem mult mai fragili. De aceea, în neputințele noastre ontologice, adică ființiale, care țin de structura noastră, nu că ne facem noi neputincioși, ci chiar suntem, în toate aceste neputințe conștientizăm mai mult și mai mult că avem nevoie de cineva care să fie exponențial mai puternic decât noi, prin natura lui, nu că se dă mare, prin natura lui mai puternic decât noi, și acela e Dumnezeu. Sutașul crede că Dumnezeu e puternic, că Iisus e puternic, e puternic, mai puternic decât problema lui, decât boala robului lui, decât situația în care se află. Să te încrezi în puterea lui Dumnezeu este cumva un pas următor, este cumva un alt nivel al credinței. Nu doar că e bun, am înțeles, dar să crezi că e puternic și e mai mare decât cauza ta și să te duci înaintea lui Dumnezeu, cum zicea cineva, cred eu, cu multă înțelepciune. Zicea să nu mergi înaintea Domnului să-i spui: Doamne, am o problemă, ci să mergi invers și să-i zici: problemă, am un Dumnezeu. Asta înseamnă recunoști atotputernicia lui Dumnezeu. Știți întrebarea împăratului către Daniel: Daniele, om preiubit de Dumnezeu, oare va putea Dumnezeul tău să te scape? Și Daniel zice: împărate, Dumnezeul meu, ziceți, poate. Prietenii lui la fel: Dumnezeul meu poate. O cântare veche din harfă. El poate, El poate, eu știu că poate. Să ne mărească Dumnezeu credința. Amin. În Dumnezeul care poate. Cu cât poți tu mai puțin, cu atâta poate El mai mult. Și cum zice o cântare care se cântă mai nou cu decibeli foarte mulți: când nu mai poți tu, poate El. E parcă mai liniștitor să o recităm decât să o cântăm. Un pic mai odihnitor. Când nu mai poți tu, poate El. Când ajungi la capătul puterilor și repede ajungi la capăt. Când te vezi în limitarea ta, în omenitatea ta, în nimicnicia ta, îl vezi pe El exact cum este, atotputernicul Dumnezeu. În al treilea rând, sutașul crede nu doar în bunătatea și în puterea lui Iisus, ci notați, vă rog, sigur nu notează nimeni, dar așa zic eu. Sutașul crede în voința lui Iisus. În voința lui Iisus. Este probabil cel mai înalt nivel al credinței omenești. Să crezi nu numai că Dumnezeu e bun și poate, ci să crezi maxim. Să crezi că Dumnezeu și vrea, pentru că voința este că Dumnezeu vrea. Ați observat și dumneavoastră din Scriptură, dar ați observat din viață, din istorie, toți știm asta, că Dumnezeu poate totul, dar nu vrea totul. De fapt, poate mult și vrea cât. Ți-e și frică să spui, nu? Poate mult și vrea cât? Puțin, că dintr-un număr de bolnavi, pe câțiva îi vindecă. M-am întrebat de ce mereu pe câțiva, și eu sunt păstor și mă doare pentru toți. De ce dintre un număr impresionant de oameni care decedează, care mor, pe câțiva înviază, încă ăștia mai puțin decât cei vindecați? De ce dintr-un număr tot mai mare de depresivi, dependenți sau nu de medicamente sau terapie, numai pe câțiva îi vindecă în mod irreversibil, adică nu mai recidivează, adică merg acum din putere în putere. În vreme ce ceilalți, majoritatea, cad din nou și din nou. Sigur că motive se găsesc, sigur că fiecare are o explicație. Bine că n-avem toți microfoane prin biserică. Cum n-am avea păreri? Nici n-ar ajunge microfoanele, fiecare avem o părere. Asta arată că realitatea este că, spre deosebire de noi care vrem totul și putem puțin, Dumnezeu poate totul și vrea cum? Ultima dată spunem, puțin. Prin urmare, să crezi că în puținul ăla te integrează și pe tine. Să crezi că în nișa aceea, să crezi că în acele câteva cazuri rarisime, mereu rarisime, sporadice, inexplicabile, în acele câteva cazuri te include și pe tine, îți trebuie o credință de care? Mare. Asta îmi doresc eu, acolo îmi doresc eu să ajung.
să cred în voința lui Dumnezeu. Să cred că Dumnezeu vrea. Și până în ultima clipă, indiferent care e deznodământul cauzei mele, a vieții mele, așa vreau să închei viața, bătălia credinței mele într-un Dumnezeu care este suveran și care dorește, slăvit să fie numele Lui. Domnul să ne mărească și nouă credință. Închei acest mic ciclu ca să le facem și pe celelalte două, totuși în această dimineață, cu acel dialog emoționant între Domnul Iisus și ucenici, când la un moment dat zice că unul dintre ucenici, știți dumneavoastră cine, a zis: Doamne, mărește-ne ce? Credința. Mărește-ne, Doamne, credința. Fie dimineața aceasta și o dimineață a credinței. O credință care se ancorează progresiv în ființa lui Dumnezeu, în ceea ce reprezintă Dumnezeu, nu neapărat în evidențe, ce am văzut sau n-am văzut, ci în ceea ce este Dumnezeu. Ce urmează după credință? Nădejdea. Priviți împreună cu mine, n-am să citesc, voi povesti, oricum e mai plăcut, versetul 11 până la versetul 35. De la 11 la 35, a doua secțiune a capitolului 7. Ce avem acolo și să vedem cum identificăm problema nădejdii. În ziua următoare, spune evanghelistul Luca, Domnul, în timp ce povestește, se poate afișa, desigur, se duce într-o cetate numită Nain, se apropie de poarta cetății și acolo zice că vede un convoi funebru, o mamă, văduvă, își ducea la groapă pe singurul ei fiu, pe copilul ei, pe fiul ei, și o mulțime de oameni din cetate erau împreună cu ea. Ne oprim aici pentru o mică paranteză exegetică. Trebuie să știm că cea mai năpăstuită ființă din secolul I, deci cel mai năpăstuit om din secolul I, nu era un bărbat, oricât de necăjit ar fi fost. Nu era nici măcar un copil, oricât de necăjit ar fi fost. Se pare că, din punct de vedere social, cea mai năpăstuită ființă din antichitate era o femeie care a fost soție, care este mamă sau a fost mamă și care a rămas cum? Văduvă. Văduvia astăzi nu mai este ce era atunci. Evident că văduvia a unui bărbat, a unei femei, este o chestie cumplită, un lucru cumplit. Evident! Dar astăzi, cel puțin din punct de vedere social, pentru asemenea persoană există ajutor, nu? Pensie de urmaș pentru copii, adică există o anumită asistență socială. Nu intru în detalii, doar știm despre ce vorbim. Modernitatea, așa cum o hulim noi adesea, mai ales de pe la anvoane, are un plus la care n-am putea renunța. Adică noi care o hulim tot profităm și mușcăm din astea. Adică aproape că e ceva neetic ce facem. Adică una spunem și alta trăim. Pe vremea aceea, gândiți-vă că o fetiță, oricât de sănătoasă, frumoasă și inteligentă ar fi, nu era dată la școală. Da, nu era dată, nici băieții nu erau toți dați la școală. Gândiți-vă că nu avea nume o fetiță, de obicei nu îi se punea nume. Porecla avea, dar nume nu. Ea lua numele soțului și ea era crescută ca să fie dată de nevastă și să-i aducă copii pe lume, sănătoși preferabil, bărbatului ei. În momentul în care bărbatul deceda, ea rămânea văduvă, ea rămânea fără sprijin, ea rămânea fără nimic, aproape la mila copiilor, ceea ce nu este confortabil, oricât de minunați copii ai avea, nu este confortabil. Femeia aceasta din Nain este așadar o femeie de două ori lovită în soartă. Pe de o parte, rămâne văduvă, fără sprijin, cu adevărat fără sprijin. Și întreaga ei așteptare se îndreaptă spre copilul ei, spre băiatul ei, care de acum era mare. Cuvântul folosit aici este băiatul puber sau adolescent, cum am zice noi azi. Numai că probabil din cauza unui accident sau unei boli, băiatul se stinge și el și acum duce la groapă băiatul după ce l-a dus pe soțul, ceea ce este o dramă maximă în episoade, dacă vreți. Femeia aceasta chiar rămâne singură pe lume. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea. S-a apropiat de ea și i-a zis cum? Nu plânge. A zis vreodată cuiva în situații similare, a zis cuiva nu plânge? Vă rog să nu-mi răspundeți, să nu dați un răspuns greșit, că apoi ne supărăm. Păi chiar nu trecem.
mai departe. Dacă a zis să nu mai ziceți. Vorba asta nu plânge, nu e vorbă de la om la om. Asta are dreptul să o spună numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Ne luăm atâtea libertăți, noi mai ales evanghelicii, asta din cauza unei familiarități prea mari cu textul biblic. Eu zic prea mari. Prea mari. Ne luăm atâtea libertăți, cum ar fi să folosim cuvinte pe care le spuneau Iisus și apostolii, cei care au umblat cu Iisus, și ne mai mirăm că nu au efect. De ce să ne mai mirăm? De ce să ne mirăm? Eu mirarea nu înțeleg. Mirarea nu înțeleg. În mod normal, dacă eu aș fi fost în locul lui Iisus, și uneori chiar sunt în locul lui Iisus, în situații funebre foarte dureroase, eu sunt acolo nu ca să spun cuiva farisei nu plânge, că e ușor să zici nu plânge, câte vreme tu ai venit să ții o predică. Aia poți să o faci fără să plângi. Iată că eu predic fără să plâng. Dar eu nu am căderea să-i zic nu plânge. Eu sunt acolo să fac altceva. De fapt, nu sunt acolo să spun, ci sunt să plâng cu cei ce plâng. Eu nu numai că să nu zic nu plânge, ba dimpotrivă, ce trebuie să fac? Eu însumi să plâng. Nu numai să opresc pe ea, ci să mă pornesc pe mine. Pe mine. Iisus are dreptul să spună pentru că El e Dumnezeu. Și pentru că El știa ce va urma în minutul următor, iar eu nu știu ce va urma. El știe pentru că e Dumnezeu. S-a apropiat, s-a atins de raclă. A zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul s-a ridicat în capul oaselor. După aceea a fost dat mamei lui. Toți au fost cuprinși de frică. Versetul 17, ca o apoteoză. Vestea aceasta, despre această înviere din morți, știți că Domnul a făcut 3 învieri din morți, aceasta e a doua, vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Aici am vrut să ajung. Vestea despre Iisus, vestea că nu sunt doar vindecări, ci vestea că sunt, iată, învieri din morți, adică nu-l aduce cumva din boală în sănătate, ci poate să aducă omul din moarte la viață. Că doar bine va zice Domnul un pic mai târziu, într-un dialog cu Marta, eu sunt învierea și viața. Iată, El nu numai că are viață, El aduce viață. El este sursa vieții, slavă Lui. Vestea se răspândește peste tot și toată zona acum, nu doar de la vindecarea robului sutașului care rămâne cumva în spațiul acela neevreiesc totuși, nu? Oarecum izolat din punct de vedere social, ci acum în toată Iudeea, dincolo de granițele Galilei, spectacolul, dacă vreți, senzaționalul acestei minuni, totuși e o înviere din morți, noi operăm cu grade de comparație, nu știm altfel. Urcăm această minune, acest miracol pe raftul cel mai de sus și toți nădăjduiesc, toți speră, toți acum ne imaginăm din toate colțurile țării, vin cu bolnavilor, poate cine știe, cu decedaților, vin cu cei dragi ai lor, bolnavi sau morți, vin la Iisus pentru că au auzit cât de mare putere are Iisus, ce nădejde, ce credință, ce emulație. Ce mișcare a sufletului, ce mișcare a inimii în toată regiunea. Și acum, versetul 18. Luați asta ca un contrast, ceva ce nu v-ați fi așteptat. Ucenicii lui Ioan, care Ioan? Botezătorul. Au dat de știre lui Ioan despre toate aceste lucruri, inclusiv despre această înviere. Și în versetul 19 zice că Ioan îi cheamă pe doi dintre ei și le spun, acum țineți-vă bine. Mergeți la el și întrebați-l, tu ești acela care are să vină sau ce? Sau să așteptăm pe altul? Nu uitați de unde am plecat. Nu uitați, vă rog, el care predică cum nu predică nimeni. Pentru că el nu doar are predică, el este predica, el este mesajul. Hristos e mesajul. El care vindecă, cum nu vindecă? Nimeni. El care înviază, cum nu înviază? Nimeni. El care exorcizează, cum nu exorcizează? Nimeni. Și Ioan Botezătorul, încerc doar să vă fac să vedeți conflictul.
Că aici nu e contrast, e conflict. Ioan Botezătorul trimite să întrebe, ești tu? Știți ce înseamnă asta? Ascultați și uimiți-vă. Într-un moment în care toată zona crede, toată zona nădăjduiește, cu nădejdi noi, renoite, într-un moment în care toți au speranță cum n-au avut, ziceți, niciodată. Unul singur se trezește să se îndoiască și întreabă, tu ești acela? Sau să așteptăm pe altul? Cea mai grea întrebare a predicii din această dimineață, probabil singura întrebare, rămâne doar una pentru că oricum e foarte grea, este cum putem explica asta. Continuăm să ne uităm în pasaj și apoi ne întoarcem la răspuns la întrebare. Zice că aceștia l-au întrebat pe Iisus și în versetul 21 zice, chiar în clipa aceea când ei erau acolo și întrebau, Iisus a vindecat pe puțin de boli, așa scrie. Pe mulți. Zice că i-a eliberat de duhuri rele, multor orbi, le-a dăruit ce? Vederea. Și este o situație în versetul acesta cum ne-am dorit o în realitatea concretă a vieții noastre. Nu puțini, ci cum? Mulți, mulți. E ceva, întotdeauna în Scriptură e mult mai frumos decât în realitate. Trebuia să vă spun de la început asta. E superb. Nici la Iisus nu s-a întâmplat zilnic și nu peste tot, dar aici... În timp ce ei întrebau, Iisus sub ochii lor făcea, parcă în ciudă, puneți între ghilimele, parcă în ciudă, mai multe minuni. Ceea ce îl destabilizează aparent pe Ioan Botezătorul devine în momentul acesta plenar, devine mai abundent, mai multe. Și apoi zice, duceți-vă și spuneți, auzi ce să-i spuneți, că orbii ce fac? Văd, surzii ce fac? Aud, cei îndrăciți sunt eliberați și săracilor li se vestește ce? Evanghelia. Și apoi adaugă Domnul, ferice de aceea, de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire sau de piedică, nu voi fi o piedică, ci dimpotrivă voi fi un impuls, un imbold, nu voi fi o piedică. Ne întoarcem la întrebare ca să definim problema nădejdii și apoi să punctăm și pe cea a iubirii, a dragostei. Chiar așa, cum e posibil ca Ioan să nu mai aibă nădejde? Ca Ioan să se îndoiască? Cum e posibil? Vă mai aduc ca să precizăm contrastul mai bine, să-l punctăm, vă mai aduc aminte că în ziua botezului lui Iisus, în momentul în care Iisus intră în apă, iar Ioan își dă seama cine a intrat în apă, în momentul acela al dialogului dintre ei, consemnat de evanghelistul Matei, când Ioan spune, eu am trebuință de tine și tu vii la mine, în momentul acela, singurul, preț de câteva minute, singurul dintre toți oamenii, singurul de pe pământ, din istorie, singurul, care crede, care știe că acesta e fiul cui? A lui Dumnezeu. Este cine? Ioan. De aceea întrebarea ușor amplificată ar fi, cum e posibil Ioan Botezătorule, tu care în ziua botezului Mântuitorului știai tu singur și credeai când nimeni nu, ziceți, credea. Cum e posibil că atunci tu ai crezut împotriva tuturor? Și acum noi toți credem, noi toți ne dăjduim și tu ce faci? Tu nu crezi, tu nu poți, tu ești împietrit, tu ești golit pe dinăuntru de nădejde, de putere, de speranță. De sclipire, cum e posibil să nu te prinzi? Acum când toți credem, Iisus în Luca 7, să știți că era anul de popularitate, știți, din cei trei ani, unul se numește an de popularitate, iar aici Domnul chiar era în anul lui de popularitate, adică când atingea apogeul din perspectiva mesianității sale și Ioan nu crede. Ultima dată vă întreb, cum e posibil? Am să încerc eu un răspuns. Sunt multe, eu îl dau pe cel în care cred și pe care îl găsesc cel mai logic și pe care l-am întâlnit la majoritatea specialiștilor, adică aceia care contează pe textul biblic, aceia care contează. Ascultați, Ioan Botezătorul era prin chemare și vocație și prin structura lui, dar și prin vocația lui, mai mult al Vechiului Testament decât al Noului.
De fapt, și credem că el a jucat un rol pivotal, adică a făcut cumva trecerea, da, de la vechiul la noul. El a pregătit calea Domnului, neteziții cărările. Ioan așadar era un profet, nu de tip nou testamental, ci un profet de tip vechi testamental, care semăna bine cu toți profeții pe care îi găsim în Scriptură, mai ales cu Iona, și să rețineți cuvântul acesta, Iona, numele acesta, vom reveni la el. Iar de aceea Ioan, în predicile lui, avem câteva sinteze și în Evanghelii, în predicile lui el era foc și pară. El era cu un mesaj al judecății și el, de fapt, când spunea trebuie să mă fac mic, ca el să se facă mare, eu, zice, trebuie să mă retrag, ca el să intre, eu, zice, nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintelor. Și prin toate acestea, când îl prezintă pe Iisus ca fiind total diferit de el, da? Total diferit, nu sunt eu acela, nu este el acela, zice Ioan Evanghelistul. El doar mărturisea despre acela. De fapt, în mintea lui Ioan, și am să vă dau argumente, în predicile lui era, când are să vină el, eu vă chem la pocăință și vă botez într-o pocăință, când are să vină el, el are să vă pedepsească exact așa cum meritați și judecată și o sândă divină va aduce exact cum o meritați de secole, de generații. Dacă nu mă credeți, uitați-vă în Evanghelii, în acele sinteze ale predicilor lui și veți vedea că printre metaforele preferate ale lui Ioan Botezătorul era securea. Mă iertați, nu e metafora mea preferată, e a lui Ioan Botezătorul. Securea. Și îi plăcea grozav asta cu securea. Și zice că securea a și fost cum? Înfiptă. Ce imagine! Și dacă se face așa pomului? Verde. Verde! Ce se va face celui? Uscat. O altă metaforă preferată era lopata. Zice că cel care vine, vine în mână cu ce? Nu cu o sticluță cu un de lemn. Vine în mână cu ce? Cu o lopată. Și-și curăță aria. Zice că a și început să-și curețe aria. Și ce-i mai plăcea lui mult era focul. Atât de mult îi plăcea asta cu focul, da? Evident, focul judecății, încât și când a vorbit despre Duhul Sfânt, spunând că El vă va boteza cu Duhul Sfânt, nu s-a putut răbda și a adăugat ce a mai pus lângă Duhul, un pic de ce? E foc. Noi sigur îmblânzim focul acela și spunem că e focul pasiunii, focul chemării, cum ești chemat la lucrare. Suntem simpatici și foarte romantici. E tot ce putem. Dar nu putem trăi cu focul ăla, doar trebuie să-l îmblânzim cumva. Dar mă îndoiesc că Ioan avea două semnificații pentru foc. Cred că avea numai una. Și pentru el focul însemna Dumnezeu este un foc de care? Mistuitor. Și deși nu putem tâlcui matematic ce înseamnă focul de lângă Duhul, nu putem tâlcui, da, pe tablă să spunem asta e și numai e altceva, este clar că lucrurile merg în direcția aceea. Și atunci... atunci răspunsul deja se cristalizează. Ioan, Ioan, iubiții mei, iată taina. Ioan a predicat toată viața. Când vine el, o să vedeți ce veți păți, ce pedeapsă va veni. Și se aștepta ca după ce el și-a început activitatea să fie pedepsiți păcătoșii, iar ăia care sunt flămânzi să nu fie hrăniți prin înmulțirea pâinilor. Asta i-a căzut foarte rău, că le dăm să mănânce la păcătoși. Nu, îi înfometăm să rab de foame. Să simtă că au greșit ei și tot neamul lor și înaintașilor. Și dacă toată viața, perioada ta cea mai bună, activă, tu ai predicat numai judecata pe care o merita poporul acela, de asta nu ne îndoim, pentru că Ioan avea dreptate, dacă toată viața ai predicat judecata, vine Iisus și acum zâmbiți, vă rog, zâmbiți despre Iisus. Vine Iisus și când vede un bolnav, îi se face milă și îl vindecă. Și Ioan în spatele lui zice, nu-l vindeca, nu-l vindeca, ăla nu merită. Ăla nu merită. Dar cine merită? Ioan e cu judecata și cu dreptatea. Și pe măsură ce Domnul e mai bun, el în loc să se bucure, să creadă, el se întristează. Și inima lui, în loc să se învioreze, inima lui se împietrește. Și în loc nădejdea lui,
asociată cu mesianitatea lui Iisus să crească. De fapt, nădejdea lui scade și iată-l pe Ioan, botezătorul, gigantul credinței. Zice Domnul că nu e altul născut din femeie mai mare decât Ioan. Și mai încă un detaliu, nu stăruim, citiți-vă rog acasă, de la versetul 24 până la 35, nu citim. Dar vă rog să verificați ce spun. În prezența acestor trimiși a lui Ioan, Domnul îl laudă pe Ioan Botezătorul. Și când aceștia s-au dus la Ioan, eu cred că ei i-au spus maestrului, dar să vezi cum te-a ce? Cum te-a lăudat? Cum a vorbit despre tine? Îmi place Iisus. Prindeți și așa subtilitate, prindeți-o, vă rog, din narațiunea biblică. Îmi place că îl laudă pe om când e omul mai slab, când eu nu l-aș lăuda. N-aș lăuda pe nimeni, aș osândi poate, îl laudă când e omul mai slab. Și Ioan aude și sperăm că se îndreaptă. Nu scrie nicăieri, dar eu cred, îmi place să cred că Ioan Botezătorul și-a revenit din căderea lui, a început din nou să nădăjduiască, pentru că Domnul trebuia să-i pregătească inima pentru martirajul prin care urma să treacă, cum bine știți, ucis prin decapitare de Irod Agripa. Ei bine, iubiții mei, iată-l pe Ioan, deznădăjduitul. Și deznădejdea lui Ioan, ca în sfârșit să o punctăm, să putem finaliza predica, deznădejdea lui Ioan nu este că Dumnezeu e prea rău. Știți că uneori ne pierdem nădejdea că Dumnezeu e prea rău și zicem că dacă nu intervine, dacă moare copilul la vârsta aceea, dacă o mamă cu atâția copii, mă înțelegeți, dacă cineva care e deosebit, da, și curat și sfânt și temător de Dumnezeu se îmbolnăvește și când vedem uneori răul și manifestarea răului în spațiul nostru, în familia noastră, în mijlocul nostru, ne vine să deznădăjduim că Dumnezeu e rău. Dar la Ioan este o prejudecată răsturnată, dacă vreți, o prejudecată pozitivă se numește. Adică pentru Dumnezeu, pentru Ioan, Iisus nu e prea rău, ci e cum? Ziceți, prea bun, prea bun cu cine nu merită. Ioan seamănă cu Iona, care zice încă 40 de zile și stă confortabil să vadă cum va fi nimicirea ninivenilor. Și când colo vede cum Dumnezeu binecuvintează ninivenii și se supără și zice, bine faci cât e mânii. Și el zice, bine fac și mă mâniu până unde? Până la moarte. Om hotărât. Om hotărât. Ăsta e Ioan Botezătorul în versiune din Noul Testament. Te întreb, poate ce întreb eu aici nu îi se potrivește nimănui, dar eu întreb. Mai bine să întrebăm că poate vă ajută în viitor. S-a întâmplat vreodată, mie mi s-a întâmplat și nu odată, să te superi pe Dumnezeu și să deznădăjduiești că e prea bun, evident că nu cu tine, că acolo niciodată nu e prea bun, ci e prea bun cu, ziceți, cu alții. Eu m-am clătinat uneori când l-am văzut pe Dumnezeu, nu cât e de rău, ci cât e de bun. Asta e culmea deznădejdii, știu, asta e culmea. Adică să deznădăjduiești că Dumnezeu e prea bun. Prea bun, cu cine nu trebuie. Și eu am crezut că numai cu câțiva merită și prin de aceea câțiva mereu m-am pus pe cine? Pe mine, mereu m-am pus și acum mă pun. Și acum mă pun. Și zic, băi, câțiva, dar între ea câțiva, și eu sunt acolo. Dacă ai căzut într-un fel de deznădejde, poate ca Ioan Botezătorul, să-ți mărească Dumnezeu în nădejdea. Fii o dimineață a nădejdii. Și după credință și nădejde, ce mai urmează? Dragostea. Ne întoarcem la textul biblic pentru ultima dată în această dimineață. Versetele 36 la 50, adică ultima pericopă a acestui capitol. Evident, n-am să citesc, vă povestesc, pentru că textul acesta e probabil mai cunoscut decât tot ce am predicat până acum. Domnul Iisus, la rugămintea unui fariseu, se așează la masă în casa acestuia. Acolo, total neinvitată, evident, o femeie se strecoară și ea la masa la care servește Iisus. Nu se poate așeza la masă, evident, nu era invitată. De altfel, să știți că atunci când, în vremea aceea, mesele nu erau în casă, noțiunea de casă, cum avem noi acum, care e cu ziduri, ba chiar și gardurile ne le facem din zid, știți? Da? Cel puțin în România. Deci ne adăpostim după ziduri, după multe ziduri, până ajungi la mine, trebuie să treci prin mai multe ziduri. Să vezi mai multe ziduri.
Pe vremea aceea lucrurile erau mult mai precare, mult mai simple, casele erau mult mai mici și din cauza climei mai mult se trăia afară, ba chiar se dormea uneori afară, în spații semideschise. Și de obicei mesele festive de acasă erau în ceea ce noi numim astăzi terase sau spații semideschise. Și în spațiile acelea, care erau cumva înspre uliță, înspre drum, tocmai ca să se creeze și un mic spectacol, adică oamenii să vadă, să nu te ascundeai. Dimpotrivă, ieșai și farisei aveau darul ăsta, lor le plăcea pe ulițe, știți, le plăcea să iasă. Erau foarte expansivi. Gândiți-vă că dacă în vremea aceea existau rețele de socializare, farisei erau campioni, erau virali. Bun, și acum sunt. De fapt, alea sunt spații pentru ei. Ei acolo se simt. Se întâmplă ceva, imediat face un live să ne explice. Și unul așa ne explică, deci că toți suntem niște tâmpiți și nu i-am prins. În fine, mai bine nu te uiți să nu te ispitești. Dacă poți să nu te uiți, dar ispita e mare. La mesele acestea se așeza gazda și invitatul și punct. Nici nevestele lor. Nu. Și toți roiau în jur o parte ca să aducă bunătăți pe masă și o parte să stea gură cască și să audă ce vorbesc ăștia doi. Așa era la masa aceea. Femeia aceasta se apropie de Domnul, de picioarele lui și zice că începe să verse lacrimi, să-i șteargă picioarele cu părul capului ei. Zice că îi le unge cu mir, un mir mult mirositor, frumos mirositor, timp în care fariseul, gazda, îl judecă pe Domnul zicând, dacă ar ști ce fel, dacă ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie este aceasta, că este o femeie de care? Păcătoasă. Dar păcătoși erau toți de la masă afară de Iisus. Dar păcătoși suntem toți, căci toți au păcătuit, zice Pavel, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, doar că femeia aceasta era păcătoasă în sens public, adică făcea păcate trupești, probabil, care contau cel mai mult, să zicem așa, în lista evrească și creștinească. Și femeia aceasta, toată cetatea o știa, ce făcea? Probabil o femeie de moravuri ușoare, care își pângărea trupul deopotrivă cu sufletul. Ei bine, femeia aceasta păcătoasă, fără să spună nimic, stă la picioarele Domnului și Domnul, știind gândul fariseului, îi zice pilda aceea scurtă, avea un cămătar doi datornici și zice, pentru că n-aveau cu ce plăti, ce-a făcut cămătarul? I-a iertat. În realitate, un cămătar nu iartă pe nimeni, dar în pildă. V-am zis că mereu în text lucrurile stau mai bine. V-am zis, bucurați-vă de text. Bucurați-vă. Uneori e singura bucurie care o ai. În pildele Domnului, ce frumos și pilda aceea din Luca, tot din Luca, aceea când un fariseu și un vame se duc împreună la templu, așa ceva în realitate n-a văzut nimeni. Când mergea unul, nu mergea celălalt, ci nu se ruga unul lângă altul, nici vorbă. Astea erau două lumi, două filme diferite, nu pot spune două filme împreună. Dar în pildă, ce frumos adună Domnul, chiar retoric, toate le adună împreună, slavă Lui. Ei bine, i-a iertat pe amândoi, dar unui datora 500, unul 50 de lei. Care va iubi mai mult? Și răspunde Simon. Zice, cred că va iubi mai mult cel căruia i s-a iertat mai mult. Simone, am intrat în casa ta, nu mi-ai spălat picioarele, zice, ea mi le-a spălat cu ce? Cu lacrimile. Ștergarul nu l-ai luat, dar ea le-a șters cu ce? Cu părul capului. Sărutare nu mi-ai dat, dar ea mi-a uns picioarele cu ce? Cu mir. Păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci, acum să vă aud, căci a iubit mult. O iubire mare, nu doar o credință și o nădejde mare. Țineți minte, o iubire mare. O iubire mare are câteva gesturi pe care doar le menționez. Dumneavoastră le știți încărca cu conținuturi, fără îndoială, după ce plecați de aici. În primul rând, observați smerenia acestei femei care ședea înapoi la picioarele Domnului, adică nu la picioare, și asta ar fi o smerenie, ci cum? Înapoi. Asta se numește, din punct de vedere al posturii fizice, smerenie maximă, adică nu te poți, numai dacă sapi o groapă, nu? Dar pe pământul neted nu te poți smeri mai mult. O iubire mare are la bază o smerenie mare.
Apoi căință, femeia păcătoasă zice că ședea la picioarele Domnului și nu vorbea. Ci ce făcea? Nu încăpea să vorbească ea acolo. Plângea. Pentru că lacrimile și mai ales cele de căință spun mai mult decât cuvintele, chiar fie ele cuvinte de căință. Pentru că dacă am putea atunci când ne căim să ne oprim din a rosti cuvinte de căință și a vărsa câteva lacrimi, lacrimile acelea bat o rugăciune întreagă de căință. Izvorul lacrimilor. Așa că, iată, căința stă cumva și ea la baza unei iubiri mari față de Domnul. Apoi atașamentul zice că ștergea picioarele cu părul capului ei, iar părul capului este parte din corpul uman, e ceva atât de intim ce face femeia aceasta. Și în fine, sacrificiul, adică ungea picioarele Domnului cu ce? Cu mir, iar mirul pe atunci era scump. Mirul pe atunci era de mai multe categorii, ca parfumurile de astăzi, dar trebuie să știți că cea mai scumpă versiune de mir, la vremea aceea, cea mai scumpă, nu se știe dacă mirul acesta l-avea această femeie, dar dacă ne imaginăm cea mai scumpă despre care avem mărturii în istoria antică, este un mir sau un parfum care era alcătuit din 50 de arome diferite, 50 de plante diferite, puse într-un singur recipient. Un vas de alabastru. Noi dăm bani mulți ca să, crezând că, sau vrând, să cumpărăm un parfum de care? Original. Nu se știe dacă e original. Ce se știe este că am dat banii. Asta e cea mai sigură treabă. Cu asta să fii liniștit. Dar luptăm toți pentru asta. Să luăm ceva original, să luăm esență. Toți mergem în viață, mai ales când căpătăm un pic de minte, spre esența lucrurilor, spre esența din parfum. Ei bine, femeia aceasta a venit cu un mir mirositor și dacă a fost din acesta, a fost o avere, dragii mei. A fost ceva ce ea nu și-a permis să-și cumpere, ci poate avea moștenire, pentru că se lăsa moștenire. Și cine avea așa ceva, varianta cea mai scumpă de mir, se spune că un gram era mai scump decât un gram de, oare ce vreau să zic, de aur, realmente mai scump decât un gram de aur. Să lași o sticluță era mai mult decât casa și pământurile din jurul casei. Și dacă așa sticluță va fi avut femeia, ce sacrificiu în iubirea ei, ce lacrimi, ce gesturi, ce smerenie, ce cumințenie. Așa iubire să ne dea și nouă Dumnezeu. Să nu fie numai o dimineață a credinței și a nădejdii, ci să fie a credinței, a nădejdii și a iubirii, a dragostei. Căci bine zice cântecul, o creștem iubirea în inima mea. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Amin.